Cei doi tineri care au atacat brutal o adolescentă de 16 ani au fost arestați pentru 30 de zile sub acuzația de viol și lovire. Potrivit anchetatorilor, în seara zilei de miercuri, 25 septembrie, aceștia au bătut, umilit și violat o fată de 16 ani. Toată agresiunea a fost pusă la cale de o fată în vârstă de doar 13 ani, deranjată de faptul că victima i-ar fi furat iubitul. O adolescentă de 16 ani din Zalău a ajuns în stare gravă la spital după ce miercuri 25 septembrie a fost victima unui atac brutal săvârșit de trei prieteni. Doi dintre ei, un tânăr de 19 ani și o tânără de 16 ani, au fost arestați preventiv, procurorii acuzându-i de viol și lovire. Al treilea participant la agresiune, o copilă de doar 13 ani, cea care a generat întreaga situație, nu va da socoteală în fața legii, întrucât actele normative în vigoare prevăd că minorii care nu au împlinit 14 ani, nu răspund penal. Procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Zalău, care au preluat cazul, susțin că incidentul șocant s-a petrecut în jurul orei 21 pe un teren viran din apropierea hipermarketului Kaufland și ar fi pornit de la dorința de răzbunare a unei fetițe de doar 13 ani. Potrivit anchetatorilor, deranjată fiind de faptul că adolescenta i-ar fi furat iubitul, copila de 13 ani a apelat la niște prieteni pentru a-i aplica acesteia o corecție fizică. Cei trei au forțat-o pe victimă să se dezbrace, după care au început să o lovească cu sete, punându-o la pământ sub o ploaie de pumni, palme și picioare. Fetița instigatoare nu s-a mulțumit doar cu atât, ducându-și planul de răzbunare la un nivel care i-a îngrozit chiar și pe anchetatori. Fără să-i pese de suferința victimei prăbușite pe caldarâm, i-a cerut băiatului să o violeze pe cea care a îndrăznit să îi fure iubitul. Mai apoi, a obligat-o pe victimă să întrețină relații sexuale orale și cu fata de 16 ani. Mai apoi, agresorii au ascuns hainele și au obligat-o pe copilă să plece acasă îmbrăcată doar în lenjerie intimă. Pe drum s-a întâlnit cu un echipaj de poliție care a dus-o la spital. Agresorii au fost identificați în scurt timp.